întâmplare. Se spune că într-un orașel a venit un acrobat. Era talentat și foarte repede i-a numit pe oamenii din orașelul acela prin talentul său. Traversând asupra râului, alergând, umblând în mâini sau chiar împingând o roabă. Când a văzut pe oameni convinși de talentul său, el le-a spus: credeți că pot să împing roaba aceasta având în ea o persoană? Mulțimea a răspuns: da, credem, noi credem că tu poți asta. Atunci acrobatul i-a întrebat: cine se oferă să meargă cu mine? Liniște de pină, nimeni nu se oferă. Dar din spatele mulțimii s-a oferit un copilaș. Eu mă ofer, eu am încredere în tine. Liniște de plină. Mulțimea parcă nu mai respira, îi urmăra pe cei doi înmărmurită. La terminarea parcursului, cineva s-a apropiat de copil și l-a întrebat: hei, copile, nu ți-a fost frică să urci în roaba aceea? Copilul l-a privit împins și a răspuns: frică? Nu, nici de cum. Acrobatul acela este chiar tatăl meu. Ce zici, prietene? Ce ne împiedică să avem și noi încredere în tatăl nostru ceresc, ca acest copil în tatăl său? Cărara este îngustă și grea, dar atât de mult îmi doresc să ajung la porțile paradisului. Este adevărat, adevărat. Îți mulțumesc pentru tot. Ascultând cântarea și întâmplarea, am decis să continui și să lupt. Îmi doresc atât de mult să văd lucrurile ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit. Mă voi ruga Tatălui Ceresc pentru putere. Este singura mea soluție pentru a putea păși pe porțile paradisului. Și au continuat cei doi prieteni drumul, trecând prin multe încercări și greutăți, dar toate acestea au fost uitate într-o clipă, când au avut ocazia să ajungă la porțile paradisului ceresc. L-am văzut pe Iisus conducându-i pe cei răscumpărați către poarta cetății. A prins poarta cu mâna, a tras-o înapoi, făcând-o să se miște în balamalele sale strălucitoare. Și a îndemnat pe cei care păziseră poruncile să intre. În cetate, totul era o încântare pentru ochi. Ei priveau pretutindeni o slavă minunată. Apoi Iisus s-a uitat la sfinții săi răscumpărați. Fețele le străluceau de slavă și în timp ce își fixaseră asupra lor, ochii plini de iubire, a spus cu glasul său adânc melodios: privesc rodul muncii sufletului meu și sunt mulțumit. Vă veți putea bucura de această slavă bogată pentru veșnicie. Întristările voastre au luat sfârșit. Nu va mai exista moarte, nici suferință, nici plâns și nici durere nu va mai fi. Apoi l-am văzut pe Iisus conducându-și poporul la pomul vieții. În pomul vieții erau cele mai frumoase fructe în care sfinții puteau lua după plăcerea inimii. În cetate era un tron plin de slavă, din care ieșea un râu curat cu apa vieții, limpede precum cristalul. De fiecare parte a acestui râu era pomul vieții, iar pe malurile râului se mai aflau și alți pomi minunați, care aveau fructe bune de mâncat. Limba este cu totul neputincioasă pentru a încerca o descriere a cerului. Cea mai elevată exprimare nu poate reuși să redea gloria cerului sau profunzimea necuprinsă a iubirii Mântuitorului. L-am rugat fierbinte, a spus ea, pe îngerul meu însoțitor, să mă lase să rămân în locul acela. Nu puteam suporta gândul de a veni din nou în această lume întunecată. Atunci îngerul a zis: trebuie să te întorci. Am plâns când m-am trezit aici și mi-a fost teribil de dor de acasă. O, cât de întunecată părea această lume. Uneori, cred că nu mai pot sta aici, căci am văzut o țară mai bună.